Veți avea ocazia să ascultați poeți veniți din toată țara și deopotrivă pe poeții constanțeni și dobrogeni ai filialei Dobrogea Uniunii Scriitorilor. Această inițiativă pornește de la această lipsă și dorește cumva să devină o emblemă a orașului nostru și să atragă cât mai mulți tineri, pentru că poezia este un mod de a celebra bucuria vieții, de a sărbători fiecare clipă care trece pe lângă noi și de a opri puțin în loc. Și nu trebuie să uităm că poezia nu este numai acel text pe care îl regăsim în manualele școlare și pe care de multe ori suntem siliți să-l învățăm pentru sărbări. Poezia este un mod de a trăi, un mod de a comunica și un mod de a celebra bucuria vieții.